biscuiți de turtă dulce fără gluten. Pentru alte rețete culinare, vă așteptăm pe rețeta-video.ro și pe pagina de Facebook. Ingrediente pentru biscuiți din turtă dulce fără gluten: 500 de grame de făină fără gluten, 100 de grame de unt tăiat în cubulețe, 80 de grame de zahăr pudră, 5 linguri cu sirop de curmale sau miere, 1 ou, coaja rasă de la o portocală, un plic cu praf de copt, o jumătate de linguriță cu praf de ghimbir, o linguriță cu scorțișoară, un sfert de linguriță cu nucșoară rasă, 2-3 linguri cu făină fără gluten, un albuș, 100 de grame de zahăr pudră, o lingură cu zeamă de lămâie, sare. Acestea sunt toate ingredientele. Mod de preparare pentru biscuiți din turtă dulce fără gluten. Punem un vârf de linguriță cu sare peste făină, adăugăm scorțișoara, nucșoara, praful de ghimbir și praful de copt și amestecăm bine toate ingredientele uscate. Puteți să faceți biscuiți din turtă dulce și din făină obișnuită. Pregătim robotul de bucătărie pentru frământat, în vasul căruia punem untul. Adăugăm cele 80 de grame de zahăr pudră și mixăm până când obținem o cremă fină. Putem să folosim și mixerul. Adăugăm apoi oul, coaja rasă de portocală și siropul de curmale sau mierea, amestecul de ingrediente uscate și mixăm încet până la omogenizare. În final, trebuie să avem un aluat elastic și ușor lipicios. Dacă mai este nevoie, mai adăugăm făină. Presărăm făină pe blatul de lucru, răsturnăm aluatul pentru turtă dulce și presărăm făină și deasupra. Frământăm bine, având grijă să avem tot timpul făină pe blatul de lucru, dar și deasupra, până când avem o compoziție omogenă. Dacă mai este nevoie, mai adăugăm făină, până când în final putem să formăm o bilă din aluat, elastică și ușor lipicioasă. Punem aluatul într-un bol, îl acoperim cu un prosop umed și îl lăsăm în frigider minim o oră. Încălzim cuptorul, pregătim o tavă pe care o ungem bine cu apă, aranjăm hârtie pentru copt și o umezim bine. Punem jumătate din aluat între două hârtii pentru copt, iar pe cel rămas îl păstrăm acoperit cu un prosop umed în frigider. Acoperim cu hârtie și întindem până când obținem o foaie cu grosimea de o jumătate de centimetru, maxim un centimetru. Aluatul trebuie să stea acoperit pentru a nu se întări. Decupăm apoi formele dorite. Mutăm cu atenție turta dulce în tava pregătită. Și ungem apoi fiecare biscuite cu apă. Introducem tava în cuptorul încălzit la 220 de grade pentru maxim 10 minute. Pregătim la fel și celelalte tăvi cu figurine din turtă dulce. Mie mi-au ieșit 40 de bucăți și am avut nevoie de 3 tăvi. După 10 minute, când turta dulce doar începe să se rumenească ușor, o scoatem din cuptor. Trebuie să fie încă moale la atingere.
Apoi o lăsăm să se răcească complet pe un grătar. Pregătim royal icing-ul și punem albușul într-un bol și îl batem spumă. Adăugăm treptat cele 100 de grame de zahăr pudră și mixăm bine. La început, la viteză mică, pentru ca zahărul să nu zboare, apoi mărim viteza. Continuăm să adăugăm zahărul pudră și mixăm până când obținem o bezea fermă și lucioasă. În final, punem zeama de lămâie și mai mixăm 1-2 minute. Punem royal icing-ul într-un poș și ornăm figurinele din turtă dulce, complet răcite, cu glazura făcută, după plac și după imaginație. Puteți să folosiți și colorant și să faceți turtă dulce colorată. Imediat după ce se răcesc, biscuiții se vor întări puțin, dar se vor înmuia și vor deveni și mai buni pe măsură ce stau. Este bine să îi păstrăm într-o cutie închisă ermetic sau într-o pungă din hârtie. Aceasta este recomandarea rețeta video pentru biscuiți din turtă dulce fără gluten. Poftă bună! Vă mulțumim că ne urmăriți și vă așteptăm cu drag pe rețeta-video.ro, pe pagina de Facebook și să vă abonați la canalul de YouTube.